Noțiunile de bază ale credinței creștine sunt redate în limba română prin cuvinte de origine latină. Argumentul lingvistic este o dovadă în plus în ceea ce privește pătrunderea creștinismului încă din perioada stăpânirii Daciei de către romani, fiindcă termenii de organizare bisericească au fost împrumutați de la slavi mult mai târziu. În anii 250 și mai ales după anul 270-275 s-au retras unitățile militare, mare parte dintre ele, cele două legiuni care staționau în Dacia, nu a fost o părăsire totală, ci s-au retras. Iată, una dintre ele adusă, 13 Geminia, adusă la Ratiaria, chiar pe malul Dunării, într-unul dintre cele mai importante centre administrative, politice, militare și religioase. Ratiaria era episcopia, o mare episcopie pe malul Dunării. La fel și Elscus, unde va fi adusă legiunea a cincea macedonică. Cu foarte multă ușurință, pe podurile romane, așa cum a demonstrat și Dumitru Tudor și arheologia, se comunica foarte ușor. Alte fracțiuni sunt cunoscute încă în teritoriile nord-dunărene. Sunt cunoscuți o serie de demnitari romani sau bizantini, romano-bizantini de mai târziu, care au mers în nordul Dunării apărând aceste teritorii, apărându-și cetățenii ce intraseră în nou fapt osmotic al înfăptuirii lor într-o nouă frământătură a istoriei. Și aminteam despre celebra frază a arheologului Radu Vulpe, că iată, poporul român s-a născut creștin. Certificatul de naștere al poporului român este creștinismul. Este o concomitență a istoriei daco-romanici sub o nouă frământătură în care faptul catalizator a fost creștinismul. A produs o legătură intimă și a grăbit această soluție de transubstanțiere la un nou popor romanic. Unii termeni de credință au fost creați direct de strămoșii noștri prin preoții lor, tot din latină, fiind complet diferiți de cei folosiți în Biserica Apuseană încă din secolul II. Aceasta este cea mai puternică dovadă că românii n-au fost creștinați de misionarii de la Roma, care ne-ar fi impus termeni apuseni. O altă concomitență a istoriei, aminteam, este faptul că aceste teritorii dacice au prezentat interes cam în aceeași perioadă de timp în care Țara Sfântă intra sub presiunile romanilor, în anul 58-60. Fenomenală istorie. Apoi, transubstanțierea acestui teritoriu s-a făcut și prin negustorii, nenumărații negustori care au venit, prin administrația care din timp în timp era înlocuită, acei prefecții ai pretorului sau legatii proprietore sau alții care erau trimiși în aceste teritorii, care purtau cu ei o întreagă încrengătură administrativă sau alții în ordine aceasta militară sau demnitarii la nivel militar care erau trimiși în aceste teritorii, unii dintre ei, iată, purtând Sfânta Cruce, fiul lui Constantin cel Mare, Constanțius al II-lea, mergând împotriva goților în două rânduri în nordul Dunării, iată, purta cu el o amprentă puternic creștină, un medalion creștin și odinioară în semnele ce apăruse împăratului Constantin cel Mare la Pons Milvius. Sigur, fiul lui Constantin cel Mare, care mai târziu va înclina către semi-arianism și chiar va frământa aceste teritorii dunărene foarte puternic datorită condiției sale semi-ariane. Probleme care vor fi vindecate în perioada aceasta de sfârșit de secol IV, datorită Sfântului Ambrozie de Mediolanum și altor părinței bisericii. Iată, creștinismul care a fecundat, a crescut în aceste teritorii datorită prezenței Cuvântului lui Dumnezeu, datorită pronierii divine, datorită faptului că se întâmplase ceva fenomenal în aceste teritorii. Veniseră trei sfinți apostoli, ucenicii acestora, nenumărați oameni care purtau amprenta Cuvântului lui Dumnezeu și al 13-lea, întocmai ca apostol, împăratul Constantin cel Mare, care însuși era un dunărean. Era de Naisus, Nișul de astăzi, și care ținea în aceste teritorii dunărene. A vrut să-și fixeze capitala la Serdica, la Sardica sau Sofia de mai târziu, pentru că se simțea atras la aceste teritorii de unde el însuși și mama sa, împărăteasa Elena, proveneau. Purtau această amprentă puternică. Chiar și împărații ilirieni de mai târziu din aceste teritorii au dus o asemenea luptă de o anumită protecție romanică.
Unii istorici catolici susțin că apostolul dacoromanilor din nordul Dunării ar fi fost Sfântul Niceta de Remesiana. Teza lor este însă infirmată de martirii creștini din Dobrogea din secolul IV, de numeroasele obiecte paleocreștine din secolele 3-4, de numeroși episcopi de Tomis, de bazilicile din Dobrogea și mai ales de cele două lăcașuri de cult descoperite în nordul Dunării. Este cunoscut un alt fapt fenomenal. Iată, chiar înainte de împăratul Constantin cel Mare, mama împăratului Galerius, primul care a dat un edict de toleranță, sigur, fragmentar, temporar, pentru libertatea creștinilor, în anul 311, era o transdanubiană. Mă amintesc izvoarele respective. Romula Malva, acolo unde staționaseră și legiuni aduse din Galia sau fracțiuni militare aduse din sudul Dunării. Era foarte aproape de Dunăre, la 70 de kilometri de Dunăre, și unde se comunica foarte ușor Dunăre și ori de trecut prin cu ajutorul unităților militare sau a triremelor respective romane. Alte teritorii, cum a fost Durostorum, unde s-au făcut descoperiri destul de ample la nivelul acesta, sau Silistra de mai târziu arheologic, demonstrează o viață creștină foarte puternică încă din perioada anteconstantiniană, perioada aceasta foarte frământată, și care mai târziu au găzduit unități militare romanice aduse din sudul Dunării sau din teritoriile acestea ale Africii sau din teritoriile Țării Sfinte, fracțiuni militare, fracțio, cum sunt amintite, sau unele dintre ele necunoscute, simple sfinte cruci sau însemne militare, pe aceste tegula, ce aminteau despre prezența respectivă a unor romanici adus din întregul spațiu romanic, ce frământau, au început să frământe aceste teritorii cu o nouă condiție, nu numai culturală, ci morală, ci mai ales religioasă, creștină, adunându-se într-o reafinitate a istoriei în cuvântul lui Dumnezeu prezent în aceste teritorii, numite mai târziu teritoriile Maicii Domnului sau Grădina Maicii Domnului. Dacă ne gândim la primele inscripții, prima inscripție descoperită Maria l-a născut pe Hristos, înainte de a apărea o limbă cu totul definită română, ne gândim că poartă amprenta și protecția Maicii Domnului, care l-a născut din nou pe Hristos în aceste teritorii, apărate sub presiuni fenomenale ale istoriei. Dacă analizăm teritoriile acestea europene, vest-europene, Pars Occidentis, și pe teritoriile Pars Orientis, referindu-ne la teritoriile Galiei, Spaniei sau teritoriile britanice, germanice, și până la teritoriile în apropiere de Armenia sau chiar în sud, niciun teritoriu nu a fost frământat de atâtea presiuni ale barbarilor ca teritoriul acesta românesc. A fost ca o adevărată pâlnie istoriei în care au curs neamurile. Ei au fost atrase într-un chip care, sub primul moment, s-ar părea, iată, o atracție, sigur, de o nouă civilizație, de o nouă ordine materială. Dar au venit într-un chip mistic spre a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Goți, huni, gepizi, sarmați, nu, alții avari, slavi, cu triguri, au venit în aceste teritorii să-și împroprieze pământuri, o nouă ordine materială, să cucerească cetăți. Dar le-a fost adus cuvântul lui Dumnezeu. Au venit să prindă cuvântul lui Dumnezeu, să intre într-un nou creuzet al istoriei în care li se dădea, dincolo de monedele respective, de lingourile descoperite date lor de la Feldioara sau Crasna, li se dădea cuvântul lui Dumnezeu. Erau împrentați cu crismonul de acum. Unii dintre ei, 2-3-10, care vor frământa propriul lor neam cu acest cuvânt al istoriei, vor intra în aceeași frământătură, afinitate cu celelalte neamuri și vor reuși să se statueze în istorie, în spații topografice bine determinate. Au fost cunoscute neamuri care nu și-au împropriat cuvântul lui Dumnezeu, nu au vrut să primească cuvântul lui Dumnezeu, la fel de numeroși ca și slavii, spre exemplu, care au primit cuvântul lui Dumnezeu, ca și sârbii de mai târziu sau croații, avarii, spre exemplu, sau sarmații, erau la fel de numeroși. Nu au primit cuvântul lui Dumnezeu, s-au disipat, ca și hunii, spre exemplu, foarte numeroși în istorie și nu au mai rămas decât fragmentari. Vă dați seama ce fenomen de păstrare ne-a oferit Dumnezeu acestui teritoriu de unitate teritorială, de unitate
de neam, pentru că am primit cuvântul lui Dumnezeu, am reușit să îl așezăm adânc o stavropighie a Maicii Domnului în inima noastră și să rămână într-o unitate distinctă. În anul 1957 s-a descoperit la Basarabi, fost Murfatlar, un centru monastic alcătuit din 6 bazilici rupestre săpate în cretă din secolul XI. Pe pereți sunt incizate cruci, chipuri de sfinți, figuri zoomorfe, alături de peste 60 de inscripții în limba gotică și slavonă.